Nici nu mă așteptam ca doamna să cânte așa cum a cântat. Magic. Da, da. Clar, 13 magic. Și vă rog să rețineți că încă n-am apucat să ciupim nimic. Suntem pe uscat, cum se spune. Să nu mâniem pe Dumnezeu, că până la urmă nu se uită mamele noastre chiar acum la ora asta. Noi am băut ceva. Ei, mă rog. Nu merge, Adi, trebuie să faci cu ochiul. Eu n-am știut că nu suntem sinceri. Aia nu se pune bobo. Da, o guriță. A fost ca șocul la Dacia când eram noi tineri, știi cum? Bravo! S-o ia puțin la prima cheie cu oameni. Doamnă, ce voiam să vă fac era de fapt un compliment. Pentru Mulțumesc. Că s-a întâmplat un fenomen absolut natural pe care nu-l putem controla nici eu, nici Andra. Eu n-am vrut să spun nimic despre el, dar Andra trage cu ochiul și mă citește imediat. Cred că se citește și pe față cumva. La mine a apărut pielea de găină și la el de cocoș. Exact. Am văzut, n-a din putut prima, să o spun. Da, nu poate, asta nu poate fi. Ce ne-a mai rămas, Dragoș? Porc și vacă. De la un porumbel. Ia tu porumbel și mi-a, dă-mi și mie ceva, să avem și noi câte o pasăre noastră. Privighetoare. S-a făcut pielea pe mine ca privighetoare. Deci Bobo are față de pene și curcan, de fapt. Spuneți-mi doar care era vocea noastră favorită sau care e, dacă e... Doamna Gabi Luncă. Eram sigură. Da? Ai zis de Romica, da. Era Gabi Luncă, da. Mi se pare că îi se potrivește extraordinar și se vede că a și studiat, adică îi place atât de mult încât s-a dus și pe interpretare, pe frazarea cuvintelor exact așa cum se cântă în... Vă mulțumesc, doamna Andra. În muzica asta și cred că e o sărbătoare continuă la voi în familie dacă le cântați atunci când gătiți, când faceți curat prin casă, cântați de drag, cred că e o sărbătoare, o mare plăcere. Confirmă. Bravo. Mulțumesc.
Zii, Dragoș, că te-ai ridicat în picioare. De fapt, cu tine ar fi trebuit să începem. În timp ce vă ascultam, mă gândeam că n-ar trebui să mai mergeți la magazin. Vă aude patroana că e în sală. Foarte bine! Ar trebui ca patroana să se folosească de imaginea dumneavoastră, să angajeze pe altcineva. Stai liniștit că o să vă folosi sigur. Și dumneavoastră, de acum încolo, să luați toate petrecerile din zona Buzăului și de pe lângă, pentru că dacă vocea dumneavoastră o să fie la o petrecere, sigur se va bea, se va dansa și lumea se va simți bine. Mulțumesc! Eu zic să stați liniștiți, deja magazinul se numește La Nicoleta, ca să nu existe dubii. Bobo? Din partea mea aveți un da. Mulțumesc! Dragoș? Păi, Didi, da! Andra? E și un da din partea mea. Vă mulțumesc! 4 de da și mergeți în etapa următoare. Vă mulțumesc frumos! Vă iubesc! Mulțumesc!